ochii albaștri de câscan, așa te tăchezi, nu știu cum, așa pleca din cartea junglei, nu știu, am gândit, zic, bă, nu e ok, că el e cu smiley și... Hai, iar se supără ăla și începe, bă, nu-i frumos, bă, băieți, cu patul meu și pe muzică. Hai să o las așa. Da, nu mi-a adus mare capital de imagine vocea României asta. Da, da, ce... Da, păi eu inițial trebuie să fac warm-up, știi? Mi-a zis, băieți, vă vezi că ești warm-upper. Și în capul meu a fost așa, motamo încălzitor. Mi-a zis, băieți, că ești foarte bun. Nu am văzut că nu v-ați încălzit, o iau ușor așa printre rânduri și să vă frec un pic pe fiecare. Nu, mă! Nu am modul ăla, mă! Au fost bărbați care s-au gândit serios la treaba asta. Am văzut așa, bă, Sorelu! Nu te-ai gândit-o și o zaroază, ceva? Nu, pentru asta există o meserie, meseria de flafăriță. Știi ce e flafărița? Flafărița e femeia, pentru cine nu știe, e femeia angajată la filmele porno să-i ridice pe băieți după ce fut ei alea 3 minute. 3 minute dau! Dar ești bărbați normal, că nu-i toți din sală. Nu ți-i râghine. Ce străin? Deci la un moment dat pe platou de filmare la filmele porno se aude, doamna Mariana! Aia e flafărița și cum ar veni eu pentru vărânsarea asta și... Flafără. Show-ul are o oră și un sfert, eu sunt sfert. Ce, nu prea vă uitați la porno? Nu? Nu, păi toți bărbați acum, întrebarea asta a fost așa. Hai să... Na, fii atent că m-a prins. Ce zic eu asta din dreapta, că am scos-o la stand, dar am zis... Bă, băieți, recunoașteți? Păpune, nu-i ciori și ele oricum se uită de 5 ori mai mult ca noi. Da, altfel nu-mi explică, unde am învățat să facă muia aia extraordinară când sunt mai cu ele, în întâlnitatea. La biserică, niciu. Adică nu ne oprește preotul duminica după fiecare slujbă și ne trimite până la casă, hai lăbarea ca să vede. La casă, frațele. Ei ne fac cerc așa în jurul lui, el se urcă pe un scăunel și așa, vezi, și doamna la bani. Pentru toată dată de bun. Și mai puța, doamne, există o singură regulă, fără dinți. Nu e! E de la porno! Eu recunosc, mă uit la filme porno, dar eu mă uit să mă documentez. Dar mă, nu mă uit pentru labă, sau... Nu, chiar nu, uite, din care nu vezi? Coș. Deci nu... Mă, pe bune, mă uit la documentar, mă uit cum mă uit la Top Gear, mă. Mă uit la Top Gear să văd cum mai conduc aia, ce mașină mai apărut, așa și la filmele porno, să văd cum se mai fute lumea, ce pingouri au mai scos pe piață, ce lucruri fiască, nenorocit, am tot felul de căcaturi în casă. Îmi iau carnețel, că nu notez tot. Îmi iau carnețel, dau drumul pe porno și sunt așa... Bă, cum dracu a pus-o, mă, încălțești că nu înțeleg. Aaa, mai e unul, mă, stai așa. Acolo, plus unul, în paranteză, să nu ți-l prieten. După care l-am închid și nu mai am treabă în filmul. 30 de secunde, că după aia trebuie să dispară undeva energia de sală în aceea. Eu n-am văzut bărbat, mă, să-l oprească la jumătate filmul cu ăla. Și nici măcar n-am auzit, adică n-am văzut durată un bărbat să facă chestia asta. Da, mă, mă, zic că prea o chinie, uite ce-i face să facă, nu mai pot. Nu, tata, suntem acolo, mă. Bă, să știți că s-au schimbat foarte mult filmele porno de-a lungul timpului. Bă, înainte era cu acțiune, mă, era poveste, tate, de ce? Erau ei doi într-o parcare, în mașină, ea o ardea vreo jumătate de oră virgină. Nu, că nu mă fut că sunt virgină. Mă, își fuge glasul că te-au rupt aia patru în filmul ăla, că te știu bine. Bă, o știa după alunite, o știa. Mie, la un moment dat, îi suna pager, că el era polițist, știi? Eu ce liniște, sau pager, mă, mă, la filme mai vechi. Din alea cu floci. Da, și zicea, nu, mă, nu pot să te mai fut, că trebuie să mă să nu puși pe ăla. Și tu erai așa, strângeai de cap, stai, da. Nu, acum, stai să se încoarcă cu adrenalină după ce îl împuși pe ăla, să vezi, o rupe pe asta, dă-i zara lunițile după ea. Acum, nu mai frate, s-a scurtat de tot. Ei, el care era o problemă medicală,
Vine la doctor, doctorița e o bunăciune de pici. Intră și zice să mă la doctor, am o problemă, nu mi se mai scoate. Și aia e direct soluția, ia veniți-mi face. Uite, gata. Acum începe să trec la filmul, nici măcar cu o colică n-a luat-o băiatul. Adică să zică, doamna, l-am dorstit, când am intrat în cabine, m-am lovit în colțul mesei și mi s-a umflat aici, dacă aveți ceva să mă... Nu. Sau băiatul care vine cu pizza la ușă, asta e clasică, trebuie să o fi văzut, ea de la delivery, zice, ei, Săruna, am adus pizza, ce pizza jigosă, le treci în casă. Și dă-i, dă minor că pe prost. Mă pune, n-am apucat să știu ce pizza și-a comandat proasta aia. E foarte repede, mă, și tot timp să fii romantic, să-ți pui un prosopel organizat, pui un pahar cu vin, ți-a prins o lumânare, ești. Stai așa, baby, termin țigara să vezi dragoste ce ți-o faci, te rup! Nu, tată, totul e prrp! Aaaa, iau că ce mizerie am făcut, fătu-ți documentarul, nu mai zis-o, dă-și-o să taie! Și e foarte păcat, mă! Pentru că toți facem chestia asta acasă, o facem chestia asta, fătu că-ți pornă? Eu cu ce liniște să vreau așa. De unde dracu știe ăsta atâtea lungă? Sau măcar ne dorim să facem chestia asta. Eu cel puțin acum, în perioada asta, când am devenit burlac, eu ce rău vă pare. Să mă provai fericire pentru eu, ce am zis? A făcut toată lumea niște oameni să vreau. Bă, după 6 ani de stăpânire moldovenească, credeți-mă că e foarte ok. Îmi pare foarte rău doar după mâncare, îmi pare rău. Bine, și... oricum, când mă gândesc la drumurile alea de Crăciun, București, în zona aia spre Bacău, Hârșova, Constanța, triunghii Bermudelor, sunt așa, dă-te drag, bine că am scăpat. Nu se poate. Da, băiatul, știi? Îți dorești tu ca bărbat, când ești într-o relație de foarte multă vreme, ești cu ea pe stradă, știi? Și vezi antilope singure. Și ești așa, ca ghepardul. Stai zare, zici, aoleu, dacă nu eram cu asta, nu rup pe pula, nu rup nimeni. Da, bărbat, singur, ce-a făcut primul lucru? Cum o facem toți, îți iei o plasmă cât tot peretele și un PlayStation 4. Și o săptămână ești așa, hai tată, Barcelona, dă-te emoții, mătii! Mai faci câte o labă între reprize. Frate, acum joacă Messi, nu ai cum să te abții. Eu am așa, ia-și mă țin și te dai drumul pe fața lui Cristiano Ronaldo. Ia, frate! Messi! Deci după săptămâna așa, realizez totuși că, bă, stai un pic, trebuie să-mi sunt prieteni. Și sunt prieteni întâi de viață întreagă.